orice internetului. Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Radu Gerdescu și urmăriți sinteza săptămânală a evenimentelor internaționale cu impact global. Principalele teme pe care le vom dezbate în această seară sunt situația din Egipt. Conform Reuters, aproximativ 14 milioane de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia președintelui Mohamed Morsi. Armata egipteană a intervenit, iar președintele Morsi a fost înlăturat de la putere. Vom analiza impactul acestei situații atât asupra Egiptului, dar nu numai. A doua temă este, pe care o vom discuta, este turneul asiatic al premierului Victor Ponta. Avem în față un turneu în forță sau de necesitate al premierului prin Azerbaijan, Kazahstan, Uzbekistan și China. Stimați spectator, vă invit să ne transmiteți întrebările dumneavoastră pe adresa de Facebook a Radio Links România. În această seară avem plăcerea de a avea pe noi, alături de noi, pe doamna senator Gabriela Crețu. Bună seara, doamnă, și vă mulțumim că sunteți alături de noi în această seară. Bună seara! Bună seara tuturor celor care ne ascultă! Așa cum am anunțat la început, prima temă din această seară este situația din Egipt. Egiptul se confruntă cu mișcări sociale de amploare. Discutăm de 14 milioane de oameni, deci aproximativ o șesime din populația Egiptului, care au ieșit în stradă. O cifră imensă. O cerut plecarea președintelui Mohamed Morsi, personaj politic care a câștigat alegerile în parlamentare și prezidențiale în 2012, iar aceste alegeri fiind primele după eliminarea lui Hosni Mubarak din 2011. Armata egipteană a intervenit, președintele a fost eliminat de la putere. Acum avem o situație haotică în Egipt. Conform CNN, în confruntările dintre trupele de ordine și simpatizanții fostului președinte Morsi, care au avut loc luni, au fost aproximativ 50 de morți și sute de răniți. Numirea ca prim-ministru al lui Mohamed El Baradei întârzie, în schimb, datorită procesului greoi de negociere între facțiunile politice și mai ales datorită poziției exprimate de Partidul Al-Nur, formațiune conservatoare și cu valori islamiste. Doamna Crețu, cum putem descrie situația actuală din Egipt? Cred că ar trebui să începem așa în mod corect prin a spune că eu nu sunt specialist nici în Orientul Mijlociu, primăvara nord-africană sau lumea arabă. Sunt un politician generalist, ca să spunem așa, dar calificat. Adică unul care se interesează de ceea ce se întâmplă pe lume, până și pentru faptul că îmi place foarte adesea să reactualizez o butadă, una care spune că, cred cam așa, că deșteptul învață din experiența altora, cel mediocru din a lui însuși, iar prostul le știe pe toate. După ce am spus aceste lucruri, rămâne ca la finalul emisiunii să nu creadă lumea că facem parte din a treia categorie. E de vreme să înțelegem ce se întâmplă, cred. Dar nu prea de vreme să încercăm să vedem, de fapt, ce a fost și ce este acolo. Măcar pentru a avea materia primă din care mai târziu să înțelegem care este starea de fapt. Și cred că niște idei generale pot fi acceptate dintr-un început și de dumneavoastră și de mine. Prima ar fi că Egiptul ocupă o poziție geostrategică excepțională, ceea ce face ca tot ceea ce se întâmplă acolo să nu fie numai întotdeauna un reflex, efect, formă de manifestare a problemelor interne, ci de multe ori și un reflex al intereselor externe. Acest lucru cred că este corect. Nu e o zonă neutră a omenirii. Cum putem defini acel reflex al influenței externe? Bun, nu vreau încă să trag concluzii. Aș vrea să vedem ce se întâmplă, pentru că asistăm succesiv la niște schimbări de discurs. Am avut de-a face cu o revoluție. Acum
văd inclusiv mari agenții de presă vehiculând cu încă o revoluție. Au fost suporteri la prima revoluție, în genere, în lumea zisă democratică, occidentală. Oricum, nu par a fi mari opozanți la a doua revoluție în aceeași lume. Deci trebuie să ne întrebăm ce a fost atunci, ce s-a întâmplat între timp, ce este acum. Ce a fost atunci, ați spus mai înainte că e primul președinte ales democratic, primul președinte ales democratic după regulile pe care noi le acceptăm în Occident. Nu este deloc primul președinte ales al Egiptului. A fost ales ca urmare a alegerilor de după așa numită Revoluția Arabă din 2011. Dar în ce context? Într-un context în care egiptenii care au determinat căderea lui Mubarak nu au participat chiar așa cum ne-am fi așteptat la alegeri. Cred că la primul tur de abia a fost undeva peste 40% participarea, un număr mare de candidați, ceea ce este bine, dar nu un rezultat tranșant. Cred că vreo 4 dintre candidați erau undeva la 1-2% între ei. Sau, nu știu, cred că Mosri era cu 3% înainte, iar ceilalți cam la egalitate, pe lângă mulțimea candidaților mai mici. Deci, putem vorbi de faptul că a fost, după reguli, procedural, ales corect, legal. Dintr-un punct încolo, discuția despre legitimitate ia altă turnură. Pentru că el a fost ales probabil cu niște așteptări. Să nu uităm că era o situație economică extrem de dificilă, că alegerea venea după o dictatură marcată de corupție. Și acum e o situație economică așa dificilă. Ori, când au ajuns la putere, frații musulmani, în general, s-au dovedit incapabil să conducă economic țara. Care era, deci aici cred că era așteptarea, oricum cea mai mare, a celor mai puternic loviți și în regimul anterior. A celor care n-aveau loc de muncă, a celor sărace, a femeilor, etc. Mulți dintre cei care au sprijinit Revoluția Arabă. Ori, lucrurile au mers din ce în ce mai rău. Nivelul șomajului este extrem de ridicat și vorbim de o țară, ca să înțeleagă cei care ne ascultă. Noi ne plângem de România toată vremea. Dar dacă luăm așa, România este la indicele dezvoltării umane, încă pe locul 56 în lume, în timp ce Egiptul e pe 112. Deci o țară mare, o țară cu o istorie și cu niște posibilități de dezvoltare la urma urmei, cu o populație foarte mare, are 80 de milioane, cred că puțin peste 80 de milioane, și care nu stă atât de bine pe cât ar părea cumva din afară. Oamenii o duc rău, despre asta e vorba, cei mai mulți dintre ei. Există, fără îndoială, ca în toate țările de acest tip, cu inegalități mari, cu sărăcie multă și o pătură care duce bine. Probabil foarte bine, excepțional de bine pentru foarte puțin. Dar acele probleme, există o așteptare pentru ca acele probleme să fie rezolvate. Mai exista probabil că nici acolo nu era o așteptare omogenă pentru cei care au votat. Și să nu uităm, nu a câștigat nici în al doilea tur chiar cu un scor excepțional, care să nu mai pună sub semnul 51%. Întrebării. E un scor corect, nu e o problemă cu el, dar așa cum am spus, după ce în primul tur poziția sa nu era la mare distanță, nu-l definea drept câștigător din start și așa mai departe. Bun, dar nu asta e ce era înainte, ci ce a făcut. Cred că foarte mulți sunt dezamăgiți. Sunt dezamăgiți și cei care se așteptau să că a existat unic, să susțină cauza palestiniană, de exemplu. Și n-a făcut-o. Chiar citeam în Haaretz, cotidianul israelian, mai zilele trecute, un articol foarte interesant, care aducea în discuție vreo 4 argumente pentru care Israelul nu e foarte fericit sau n-ar trebui să fie foarte fericit de căderea lui Musri, pentru că, departe de ceea ce se așteptau unii, nu s-a implicat
mai deloc, chiar dacă unele surse neagă, a încercat o îmbunătățire a relațiilor cu Israelul și o părăsire sau o îndepărtare de cauza palestiniană. Deci sunt mulți care ar putea fi supărați. Și mai există o categorie. Noi să nu uităm istoria Egiptului. Egiptul a fost o țară în foarte bune relații, ba într-o vreme a constituit un singur stat cu Siria. Ori ultimele mișcări care au dus la răsturnarea președintelui ales au fost cumva generate și de intenția sa de a juca un rol activ împotriva Siriei, ba chiar de un fel de, nu poate să dea ordine conform Constituției Armatei, dar o sugestie foarte clară făcută armatei de a interveni în Siria pentru a deschide așa un fel de jihad în țara cu care o vreme chiar Egiptul a făcut un singur stat. Ei, ori o altă parte a populației probabil că a fost ca și armata deranjată, cel puțin deranjată de o asemenea intenție. Deci bănuiesc că opoziția e formată din foarte multe curente, o bază mare a masei de oameni nemulțumiți de starea economică și de faptul că nu se vede nicio ieșire din criză. Mai mult, politicile neoliberale mult criticate anterior e aproape sigur că se intenționa a fi continuate cu privatizări care atingeau inclusiv punctul sacru al egiptenilor, canalul de Suez. Pentru că dacă ei au un mit și există încă un mit pentru Nasser, cred că el e legat de naționalizarea canalului de Suez. Deci sunt foarte complicate lucrurile. Avem un președinte care într-un anumit context istoric și sprijinit de forțele democratice din interior și de o anumită poziție, să zicem, deschisă a comunității internaționale, e și președinte, dar care nu și-a îndeplinit punctele, nu știu dacă din programul său, dar cele la care se așteptau cei care au determinat toate schimbările din 2011-2012. Continuarea la ce a spus. Dacă vom asista la o perioadă haotică, în continuare, marcată de incertitudini, care vor fi costurile economice pentru Egipt, care și așa este într-o situație, cum aș fi spus. Dar și cum vedem chestiunea Sinaiului, care este o zonă relativ... Lansați ideea unui haos. Alții se tem de o dictatură militară. Ambele sunt valabile. Uneori, chiar unii analiști ai zonei care se pricep bine pun problema dacă ceea ce este criticabil în această, să zicem, lovitură de stat care a avut loc zilele trecute e dărâmarea unui regim democratic sau care putea să devină democratic sau dacă nu cumva evitarea unui război civil, pentru că unii spun că starea deja dinainte de lovitura militară era aproape de un război civil. E adevărat că au fost manifestații foarte largi împotriva președintelui și a guvernului. Unii spun 14 milioane, alții spun 22. Participanții spun 33 de milioane. Bineînțeles că totdeauna adevărul nu e la extreme, dar în orice caz a fost vorba de o mobilizare extraordinară. Vom reveni imediat pentru că vom avea o mică scurtă pauză. Străinii spun despre noi că suntem o țară cu femei frumoase și inteligente. Noi considerăm că România e o țară de femei senzaționale. Întâlnește-le în fiecare săptămână la 121.ro live la radiolinks.ro. 121 live în fiecare miercuri de la 14. Pe internet, evenimentele live sunt la Radiolinks. Am revenit în direct, sunt Radu Georgescu și urmăriți emisiunea Impact Global. Alături de noi se află doamna senator Gabriela Crețu.
Înainte de pauză vorbeam despre posibilitățile existente în Egipt. Fie dictatura militară, fie continuarea perpetuară a acestei situații de incertitudine. Da. Facem scenarii. Da. E o boală românească. Nu. Ați spus o expresie, dictatura militară. Există o serie de state, printre care Egiptul, Turcia, cred că s-ar mai putea găsi unele, care în toată istoria lor au fost conduse de militari, de regimuri militare. Deci evit să folosesc termenul dictatură. Unele din aceste regimuri au fost, haideți să spunem cumva, o combinație de patriotism cu măsuri sociale, ceea ce nu le face la fel de groaznice precum cele pe care noi le știm într-o anumită perioadă a Americii Latine și din romanele pe care le-am citit, din ceea ce s-a întâmplat în istoria europeană. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi cred că încurcăm uneori doi termeni. Naționalismul etnic sau rasist, care a fost dominant prin Europa și împotriva căruia avem toate argumentele să luptăm, toate argumentele istoriei, nu alte, și teoretice, dacă vreți, dar este istoria în urmă, și există soiuri de naționalism în cazul cărora nici n-ar trebui să folosim termenul, tocmai ca să nu facem confuzie. Cam cum a jucat într-o anumită perioadă Kemal Atatürk pentru Turcia, Nasser pentru Egipt. Deci sunt istorii diferite și diferite de la un moment la altul, că și în Egipt au existat regimuri militare cu un larg sprijin popular și care chiar au luat măsuri care, pentru o secvență istorică măcar, au îmbunătățit situația generală a populației și au fost și regimuri militare marcate de corupție care au lunecat spre dictatură și mai ales au jucat împotriva a ceea ce majoritatea populației considera că e interesul său. Adică au deschis total piețele, au transformat într-un fel de, hai să zicem, cu ghilimelele de rigoare, capitalism dependent, ca să nu zicem colonie, țări capitaliste dependente respectivele teritorii. Cred că Egiptul are o asemenea istorie și probabil că printre cetățeni sunt unii care, în momentul în care s-a vorbit de privatizarea canalului de Suez, și-au amintit de Nasser și a fost o amintire relativ pozitivă și alții și-au amintit de Mubarak și de corupție și de, și a fost o amintire și de neoliberalismul pe care l-a patronat și a fost o reacție negativă și ambele au fost convergente de a respinge ideea, știți? Mă gândesc, încerc să învăț din toate, așa cum spuneam la început, nu pot să învăț eu pe alții. Știți că românii au tendința asta de a învăța pe alții, mai ales în materie de democrație? Ca și cum ei ar fi tocmai maestri. Au o istorie a lor întreagă, foarte democratică, ce le permite să dea lecții altora. Eu mă feresc de situația asta. Încerc însă să împărtășesc, dacă e cazul, să spunem că mă întâlnesc cu alții și am avut ocazia de a mă întâlni cu mulți, inclusiv recent am fost în zonă, am fost în Turcia, chiar în octombrie anul 2012, recent. Și în alte părți ale lumii și încerc să le împărtășesc ceea ce facem noi, și bine și rău, ca să învețe și ei, să evite ce nu e de făcut, să facă ce e de urmat. Și de asta întrebările noastre mă fac uneori să fiu tentată să zic câte ceva ce n-aș vrea să zic, pentru că nu e cazul să facem, să punem, cum să spun, deja ștampile. Nici nu știm exact ce se întâmplă acolo. Suntem oameni din secolul 21. Știm cum circulă informația. Știm cum poate fi filtrată informația. Poate că analizăm cu bună credință, dar ceea ce analizăm nu e așa? Poate că se întâmplă altceva. Din motivul ăsta spuneam că e cam de vreme să spunem
care e scenariul care urmează. E posibil să fie varianta bună, dar care s-ar putea să nu placă unora, un fel de neo-naserism în care armata să nu se implice direct în actul guvernării, cum pare a vrea să demonstreze, încredințând puterea celui care trebuia să o păzească, respectiv președintelui Curții Constituționale, care îndeplinește actualmente prerogativele, să organizeze alegeri, să încerce să patroneze fără să intervină o tranziție spre o democrație, așa cum înțelegem noi, mai occidentală. E posibil să existe și cealaltă, și mi-e groază să mă gândesc că e deja o zonă plină de tensiuni. E Siria. E tot Orientul Mijlociu. Nu mai repet ce spuneam mai înainte. Sunt tensiuni și în Turcia. Să devină și Egiptul o zonă de război civil, ceea ce poate, pentru că încă un lucru pe care trebuie să-l învățăm. De ce trebuie să fie statul laic și nu religios? Pentru că aspectele legate de religie sunt foarte sensibile, sunt pasionale. Și deja, prin peninsula Sinai, mujahedinii, grupările mai radicale se organizează. Sunt dispuse, deschise să se bată cu frații lor. De unde a existat, chiar și în vremea dictaturii lui Mubarak, o anumită, măcar, conviețuire relativ pașnică cu creștinii, să zicem. Și e o minoritate semnificativă, totuși. Până în 20% sunt copți. Cam așa. Acum au fost numeroase incidente semnalate în care apăreau tensiuni interreligioase între musulmani și minoritatea creștină. Ceea ce nu fusese nici pe vremea dictaturii, decât cazuri absolut izolate și mai ales din cele care urmăreau să provoace. Nu ca o stare de fapt cotidiană. Nici măcar în guvernul lui Mursi n-au fost asemenea tensiuni, în măsura în care cred că a avut creștini în guvern. Sigur a avut. Vreo 3-4. Nu foarte important, dar au fost în guvern, ceea ce era un mesaj oricum de deschidere și că se dorește menținerea unei națiuni nu etnice, nu rasiale, nu religioase, ci a uneia în sensul civil al termenului. Adică toți cei care sunt cetățeni ai Egiptului sunt egipteni și pentru ei se face. Avem o întrebare din partea unui spectator. Care ar trebui să fie rolul structurilor internaționale în privința Egiptului? Organizații precum ONU, Uniunea Europeană mai pot interveni cu ajutoare de urgență, ajutoare umanitare sau cu ajutor pentru dezvoltare, în condițiile în care au existat conflicte majore cu ONG-uri, arestări ale reprezentanților, prigoniri, închideri de sedii, după aceste percheziții. Da. Să ne înțelegem, eu nu sunt adepta niciunei viziuni conflictuale. Adică, în măsura în care organismele internaționale, și mă gândesc mai ales la Organizația Națiunilor Unite și organismele sale specializate sau la organismele specializate de la nivelul Uniunii Europene. Intervenția o văd exact așa cum sună, ca o intervenție umanitară. Ea se face nu ca un mijloc de presiune, nu ca un mijloc de sprijin a unui guvern sau altul, nici împotriva, nici pentru guvern sau pentru modul în care este condusă țara. Asemenea acțiuni se fac pentru cetățeni, pentru că eu nu cred că există justificare să lași copii să moară de foame sau bolnavi fără medicamente pentru că nu-ți place cine conduce la un moment dat. În același timp, eu cred că egiptenii sunt destul de maturi, chiar dacă au avut istoria pe care au avut-o cu suieșuri, coborâșuri, cu puțină istorie liniștită în sensul occidental al cuvântului, cu alegeri la 4-5 ani, rotație la putere, etc., în ciuda numeroaselor lovituri militare care au existat, știm că au existat în istoria recentă, vreau să zic, a Egiptului, totuși cred că există o anumită maturitate. Dacă vreți, chiar rezultatele de anul trecut, de la alegeri, dovedește această maturitate a egiptenilor. Nu au mers cumva, hai să spunem, ca o turmă. S-au dovedit capabili imediat după o dictatură
cea a lui Mubarak, de un pluralism până la urmă. Bine, unii din candidați erau independenți, să zicem, prezentați ca independenți, dar oricum aveau o anumită coloratură politică și s-au orientat spre unul sau altul, ceea ce, din punctul nostru de vedere, ar însemna un comportament perfect democratic, nu? Și eu am încredere că ei pot, dacă nu se intervine foarte mult, dacă nu sunt manipulați foarte mult, dacă interesele de care vorbeam la început, cele care nu sunt din interior, ci din afară, se mențin în limitele normelor dreptului internațional și a valorilor care ne conduc. În orice caz, eu amintesc totuși un lucru, că relațiile internaționale sunt bazate pe interese sau pe valori. Pe regulă, dreapta politică lucrează exclusiv cu interesele, stânga mai lucrează și cu valorile. După asta ne putem da seama dacă mai există guverne și de stânga, că de dreapta există sigur în lume. Bun, aici fac o paranteză, dacă îmi permiteți doar. Din păcate, o bună bucată de vreme, cred că România nu s-a guvernat nici după interese, nici după valori, s-a guvernat după umori în relațiile ei externe. Sunt atitudini pe care le-am avut față de unele sau altele dintre țările cu care în trecut am avut relații și care n-au altă justificare decât o reacție temperamentală, să zicem așa, de asta zic umori. Și mai puțin interesul, să spunem, economic, politic sau chiar social al țării și mai puțin valorile care ar trebui să ne guverneze cel puțin pe o parte dintre noi. Eu sper ca lucrurile să se schimbe din punctul ăsta de vedere și să putem avea, hai să spunem, ceea ce lipsește românului, o gândire cu perspectivă largă și pe termen lung, inclusiv în relațiile noastre cu exteriorul. Pot să vă felicit pentru că aveți o asemenea emisiune. Mulțumesc. De obicei se discută numai la posturi de nișă și în emisiuni, bun, de regulă difuzate la ore la care nu se uită foarte multă lume, teme foarte serioase ca aceasta. Altfel, parcă suntem singuri pe lume. Chit că Siria e la o aruncătură de băți cu mijloacele de astăzi și cu armamentul de astăzi, între noi e vorba. Egiptul, Turcia, nu mai sunt tot aici. Vom lua o scurtă pauză și mai avem o întrebare din partea unui telespectator. Sunt Cristian Român și vă invit la bordul mașinii timpului pentru a călători în orice punct din spațiu și timp din întregul univers. Fiecare călătoria noastră va fi un adevărat eveniment. Mașina timpului vă va purta către universuri nebănuite, înspre tehnologii care ne vor schimba viața. Mașina timpului, în fiecare miercuri de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Am revenit în direct, sunt Radu Georgescu și urmăriți, să mă văd și în cameră. Să urmăriți Impact Global. Suntem alături de doamna senator Gabriela Crețu. Avem o întrebare din partea unui telespectator. Cum ar putea fi afectată securitatea internațională dacă situația din Egipt continuă să se înrăutățească? Oh, dificilă întrebare. Dificilă întrebare. Depinde ce înțelegem prin situația internațională. Dacă vorbim de aspectele de securitate, cu certitudine, e de nedorit pentru toată lumea, deși unora s-ar putea să le fie cumva avantajos. Există, nu vorbesc numai de marile puteri, mari jucători de la nivel internațional, dar cred că și în zonă există anumite competiții pentru a leadership-ul lumii arabe. Există interese ca anumite probleme să nu fie soluționate sau să fie soluționate așa cum o anumită parte dorește și nu altfel. E complicat. Altfel, s-ar putea ca unii să se bucure, de exemplu, cei din turism.
Pentru că una din sursele principale, esențiale, de venit ale egiptenilor era turismul. Orice înrăutățire a situației va dărâma, practic, economia egipteană și va înrăutăți starea socială și așa proastă. Dar s-ar putea ca alte țări din zone mai pașnice să fie încântate de ideea că niște multe milioane de turiști vor renunța să viziteze. Sunt cinic în ceea ce analizez, dar aceste interese se ciocnesc uneori în găsirea soluțiilor. Ni se pare groaznic să ne gândim că cineva ar putea lăsa să se desfășoare un război civil doar pentru ca să-i meargă economia mai bine și să aibă o creștere de 1%. Și cine putea fi acel cineva? Dar se întâmplă lucruri ca acestea. Și cine putea fi acel cineva? Nu, deci ar însemna să facem, cum se cheamă, procese de intenție. Nu, nici pe departe nu vreau. Dau niște grile de interpretare. Mai curând nu avem argumentele, dar cu alte ocazii s-a petrecut acest lucru. Eu mi-amintesc chiar primăvara arabă. A fost susținută din motive democratice, dar am auzit și câteva motive economice puse pe tapet în vremea respectivă, inclusiv în ceea ce privește Tunisia, iarăși o zonă turistică ce atrăgea o mulțime de europeni. Prețuri mici, splendidă atmosferă, servicii bune. Deci, eu sper să nu se întâmple asta, ca să răspundem ascultătorului nostru. E ultimul lucru pe care cineva l-ar putea dori. De-abia am spune că s-a soluționat într-un fel situația din Sudan. Zona e marcată de probleme foarte mari. Nu trebuie și Egiptul să îi se alăture, nici într-un fel. E totuși, cel puțin sub aspectul populației și a locului strategic în care se găsește, pentru că este acolo canalul de Suez, o țară extrem de importantă. Eu cred că există și înțelepciunea internă, nu ar avea niciun avantaj. Doar nebunia pasiunilor religioase poate să ducă la un război civil, la un conflict care să se prelungească. Altfel, rațiunea, înțelepciunea ar duce la o pacificare a zonei. Cred, din perspectivă internă. Din perspectivă externă, eu sper că multilateralismul va funcționa, respectiv vocea Organizației Națiunilor Unite se va auzi și nu a unei puteri sau a alteia individual. Pentru că atunci... Un puzzle complicat. Da, e un puzzle complicat și atunci ne putem pune problema care e mai tare, care e mai influent, care sunt interesele unuia, care sunt interesele celuilalt, până unde merg ele și cât de mare ar fi interesul să-și asume un risc, etc. Știți? Dar se pot analiza și aceste lucruri. Eu însă cred că orice om responsabil la acest moment trebuie să susțină toate mijloacele prin care Egiptul să revină și să continue o cale democratică, chiar una mai autentic democratică decât a fost la alegerile din 2012. Crezi pentru că acest lucru e posibil? E complicat. E complicat pentru că nu se întrevede nici măcar, știți, acel gen de personaj carismatic care să-i mobilizeze și să-i adune pe toți cei care sunt clar împotriva actualului regim, actualului celui recent răsturnat regim, dar nu au foarte multe puncte în comun, nici ei. Pentru că am văzut că era acolo armata, dar erau acolo și liderii religioși, alții decât cei care îi susțin pe frații musulmani. Bineînțeles că rebeliunea a fost sprijinită și de marile mișcări sociale care țin de partide mai mici de stânga, etc. Deci a fost un amestec care are nevoie de ceva care să coaguleze.
Altfel, este un risc foarte mare. Mulți îi reproșează lui Mursi, de altfel, că n-a reușit, nu doar pentru că n-a avut program și n-a reușit economic, ci pentru că el însuși nu era genul de personaj care să mobilizeze pe ceilalți în jurul său. Deci fără a-i face niciun fel de proces de intenție. N-avea nici carisma, nici dorința probabil necesară, nici experiența mai bună a societății egiptene. Deci, concluzie, sperăm totuși într-o așezare graduală a lucrurilor, a organizării unor alegeri libere, la care să participe toate facțiunile, inclusiv Frăția Musulmană. Inclusiv. Și în același timp, poate și un nou demers constituțional. E absolut necesar. Știți, eu sunt feministă, de exemplu, și o serie dintre prevederile actualei Constituției sunt suficient de ambigue. Dacă nu, în plus, deja principiul general al funcționării legii islamice, să zicem, poate fi interpretat și în forma extremă. Nu mai avem dreptul, avem șaria. Și asta e un risc care va polariza din nou societatea, o societate care totuși, cu toate limitele pe care regimurile anterioare le-a avut, a fost o societate bazată pe un principiu secular, pe un principiu laic, n-a fost un regim islamic. Și un regim islamic trebuie să acceptăm că va pune într-o situație, chiar dacă, să zicem, moderat, extrem de delicată minoritatea coptă, care este minoritate creștină, partea mai laică a societății. Da, e complicat. Și numai asta poate că nu ar fi fost necesar pentru populația Egiptului în acest moment, pentru regiunea Orientului Mijlociu, Nordului Africii în acest moment. Dar există. Trebuie să stăm cu ochii pe ceea ce se întâmplă. Vom analiza în continuare de-a lungul săptămânilor ce vin, pentru că siguranță vor fi elemente noi. Și să învățăm din ceea ce se întâmplă. S-ar putea să găsim uneori inclusiv paralelisme pe care le putem face cu revoluții trecute. Nu egiptene, ci românești. Da. E un punct și trebuie să ne gândim la acest aspect. Să trecem și la tema 2. Apropo de conflictul, de această înfruntare armată, se pare că i-a avut loc între două părți, dar era și o a treia prezentă. Cel puțin din informațiile care au circulat în presa internațională și pe bloguri și... Deci și cineva interesat ca cele două părți să nu soluționeze foarte pașnic situația. Vom vedea în continuare. Este încă o temă deschisă, iar nu putem emite concluzii foarte clare în acest moment. Absolut. Nu avem nici datele necesare. E prea devreme. Asta nu înseamnă că trebuie să închidem ochii și să ne astupăm urechile și să considerăm că oricum are și este bine. România este ea însăși interesată. E o zonă în care orice țară din regiune este interesată și numai cele din regiune. Nu ne îndoim de asta. Să trecem și la tema 2, turneul asiatic al premierului Victor Ponta. Dezvoltarea relațiilor cu statele din Asia Centrală și China reprezintă un demers geopolitic important. Premierul român a vizitat Azerbaijanul, Kazahstanul, Uzbekistanul și, bineînțeles, China. În ceea ce privește Azerbaijanul, în cadrul întâlnirilor avute cu președintele Aliyev și vicepremierul Eubov, s-a discutat despre proiectul AGRI, Azerbaijan, Georgia, România, Interconnector, care privește transportul de gaz lichefiat din Azerbaijan până în Constanța și de aici mai departe spre Europa Centrală. Bun, s-a discutat și despre coridorul de mărfuri de la Marea Neagră și despre investițiile SOCAR, mai ales în ceea ce privește Olkhimul pe alocuri. Observăm totuși această, putem spune, grabă
organizării tu acestui turneu sau găsirea unor alternative? Nu e o grabă. Eu cred că e prea târziu. Nu atât din perspectiva guvernului Ponta. E un guvern tânăr. În funcție, vreau să zic. Chiar tânăr și ca vârstă, dar asta e altă problemă. În ultimii cam mulți ani, România a funcționat, așa cum spuneam eu mai devreme, fără a avea un proiect cu perspectivă ceva mai largă și de lungă durată în ceea ce privește poziția pe care și-o dorește în comunitatea internațională, relațiile pe care vrea să le întrețină, pe care trebuie să le întrețină în funcție de interesele pe care le are, de valorile pe care vrea să le promoveze, etc., etc. De o anumită manieră s-a acționat mai curând reactiv. Și când s-a reacționat, urmam nu o politică proprie, ci politica mai ales a uneia dintre marile puteri. Statutul de Licurici Mic a fost definit din start. Ne amintim că președintele, când a venit la putere, ne-a stabilit clar care e Licuriciu Mare, care e Licuriciu Mic. Nu-mi plac asemenea expresii. Mi se pare că deja nu numai că trece în derizoriu o zonă foarte serioasă a relațiilor politice și a activității politice, dar te plasează deodată într-o poziție de subaltern proastă. Vedeți dumneavoastră, o mică paranteză mi permiteți, toată vremea aud în țara asta să fim noi și să ne arătăm ca cea de-a șaptea putere în Uniunea Europeană. Eu cred că e greșită pusă problema. Noi trebuie să fim tratați ca egali în comunitatea internațională și în cea europeană și să ne comportăm ca egali. Pentru că nu poți fi tratat ca egal dacă nu te comporți ca atare. Ar fi, cred, foarte greu Statelor Unite să ne trateze ca egal în momentul în care ne declarăm Licuriciu Mic. Poate ne tratăm stat partener și avem un parteneriat strategic și tratăm la acel nivel. Din punctul ăsta de vedere, este foarte bine. Era de așteptat, era de dorit. Să știți că și la nivelul omului simplu se simțea această nevoie să avem o politică externă. Să avem o politică externă care să nu fie limitată la politica europeană, care e de fapt o politică internă. Ori noi n-am limitat o bună bucată de vreme ca politic să urmăm linia americană, iar economic mai mult sau mai puțin cea europeană. Și atunci, această deschidere, de data aceasta spre Est și Extremul Orient, sper să fie și spre alte zone interesante, cum e America Latină, de ce nu chiar Africa, să urmeze. Deci era un lucru de așteptat. Fac aici o altă precizare. Am văzut niște reacții care pe mine m-au uimit, ca să spun așa, apropo de dreptul și îndreptățirea, mai corect spus, premierului de a face asemenea vizite. Eu trebuie să reamintesc și domnului președinte și celor care au reacționat de un fel sau altul împotriva acestei, criticând această vizită, nu în consecințele ei, ci în ideea ei, că articolul 102 din Constituție scrie clar că realizarea politicii interne și externe a țării este atribuția guvernului. Deci nu se pune problema în alți termeni, chiar dacă e vorba de semnarea unui tratat. Sigur că o persoană o semnează, conform Constituției este președintele, dar acolo scrie după virgulă tratate pregătite și negociate de către guvern. Și chiar și așa, semnate fiind, tot Parlamentul rămâne esențial că trebuie să le ratifice. Deci, fac puțin aceste precizări, pentru că uneori cred că trăim într-o lume care se vrea democratică, dar care vehiculează niște idei care pe mine mă duc cu gândul la țarism, feudalism sau
alt tip de regim în care, de exemplu, cineva care nu are o atribuție poate să o dea altuia. Deci nu are precizat în Constituție, domnule, am atribuție economică, dar poate să mandateze pe unul care o are să facă ceva. Este imposibil. Bun, deci să revenim la asta. E bine că acest turneu a avut loc. Nu consider că e prea devreme. E într-un fel firesc, cel puțin în ceea ce privește China, pentru că a fost o schimbare recentă la vârful puterii chineze și e firesc ca noul președinte, ca noua aranjare instituțională să vrea să stabilească, să cunoască, să vadă ce se întâmplă. Da. Vom continua pe China după o scurtă pauză. Te-ai săturat de emisiunile în care ești doar un simplu spectator? Primetime România este singura emisiune care stă dreptul la replică. Sunt Oana Bojan și te aștept la Radio Links să găsim împreună răspunsurile la cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea românească. Marți de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Am revenit, sunt Radu Giurescu, la Impact Global. Alături de noi se află doamna senator Gabriela Crețu. Care sunt avantajele, doamnă, pentru România a încheierii unui parteneriat strategic cu China în acest moment, în care multipolarismul devine din ce în ce mai important pe scena politică internațională? Să intre în jocul multipolarismului, care e din ce în ce mai important. Era un interes al României să nu fi rupt niciodată relațiile cu China, în sensul de distanțare aproape totală. A existat un interes politic chinez în toată această perioadă de a avea un stat partener care să fie un fel de, hai să spunem, intermediar între interesele chineze și Statele Uniunii Europene, de exemplu. Și foarte multă vreme, acesta a fost mai curând Ungaria. La un moment dat, Bulgaria intrase în acest joc, iar România, care ar fi fost preferată, probabil, de la început, s-a ținut deoparte și nu era în interesul României, pentru că nu e în interesul niciunei țări să-și submineze propria dezvoltare, mai ales atunci când face lucruri foarte firești. Nu încălcam nicio regulă internațională. Celelalte state și ale Uniunii Europene au relații foarte bune cu China. Nu mai spun că aceasta are poziții economice puternice, inclusiv unde? Statele Unite, dacă vreți, că și-a dezvoltat o rețea foarte puternică în Africa, în America Latină. E interesant din toate punctele de vedere. E interesant economic, dar e interesant și politic. Să ai o relație bună de parteneriat cu o mare putere a lumii. Cum e interesant și cu mai micile puteri, dar cu una mare e chiar necesar, să spunem, e de nelipsit, dacă vrei să fii prezent încă o dată, ca stat care are o politică externă, care vrea să aibă parteneri în afacerile pe care le face. Vedeți, noastră, tot vorbim de piețele financiare și facem tot felul de concesii, pentru că totdeauna gândim cumva în gust felul în care pot fi finanțate anumite proiecte. Or, în acest caz, și aici am auzit un comentariu, cum că nu putem să lucrăm pe zona dezvoltării mai departe a reactoarelor de la Cernavodă cu China, pentru că China ar folosi în China, la propriile sale reactoare, altă tehnologie. Dar noi nu voiam să importăm tehnologie. Noi voiam să găsim un finanțator important, ceea ce e cu tot o altă problemă și sigur pentru ceea ce ne propune. Acum, mi s-a recomandat mai devreme să mă orientez puțin mai spre stânga. Eu sunt radical de stânga deja, ca să intru în cadru, înțeleg. Dacă ar fi să mă întrebați ca om de stânga, aș spune că astea sunt niște soluții de ultimă instanță, pentru că deja am intrat într-un fel de cerc vicios. Eu cred că România ar fi putut avea și un alt tip de politică economică.
sunt domenii strategice la care n-ar fi trebuit să renunțe. Și atunci poate că astăzi nu ar fi fost în situația de a căuta investitori ca să salveze zone pe care ar fi trebuit să păstrăm controlul. Pentru că, dacă stăm bine să ne gândim, ne înarmăm degeaba. În măsura în care sistemul energetic sau producătorii de energie dintr-o țară nu sunt controlați de statul respectiv, e suficient să închizi furnizarea. Nu ai nevoie să arunci vreo bombă și ai cucerit sau ai distrus o țară. Dar, repet, cred că acest proiect de deschidere spre Est este pozitiv, că el poate să continue, că trebuie să ne ameliorăm inclusiv relațiile cu Rusia, care s-au bazat foarte des pe umori și nu pe interese, nici pe valori. Din păcate am ajuns și la finalul emisiunii. Vă mulțumesc, doamnă, pentru că ați participat și vă mai așteptăm alături de noi și în alte ediții. Sunt Radu Georgescu, vă aștept pe marțea viitoare de la ora 19 la analiza săptămânală a principalelor evenimente internaționale cu impact global. Pe data viitoare, toate cele. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links.